Reprezentanții ai companiei Mass Global Energy, firma ce a achiziționat termocentrala Mintia, au primit astăzi diplome de excelență din partea Consiliului Județean Hunedoara. Această companie derulează în județul nostru cea mai mare investiție privată de la nivel național. Diplomele au fost acordate chiar de către președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea economică și socială a județului Hunedoara. Proiectul de acordare a diplomelor a fost adoptat de consilierii județeni prezenți cu o abținere. Astăzi am acordat trei diplome de excelență celor trei reprezentanți a firmei Mass Global Energy, SRL. Mai precis să știe lumea exact cei care au investit în termocentrala Mintia și pot să vă spun cu mândrie că este cea mai mare investiție privată din România, nu din județ. 1.400.000.000 la ora actuală este cea mai mare investiție privată din România. Mă bucur nespus de mult că este în județul Hunedoara și cu această ocazie cred că le ștergem de pe retine sau din aparatul audit al lor, auditiv, cum vreți să spuneți, că unii își folosesc și aparate din astea să audă mai bine, le ștergem și din aceste aparate că Mintia va dispărea de pe fața Pământului. Iată că Mintia nu dispare de pe fața Pământului. Investiția care se face acum cu două turbine pe gaz și una, o turbină pe abur, va produce energie electrică în județul Hunedoara 1700 de megawatts. De fapt, puterea instalată acum la noua termocentrală de la Mintia este mai mult decât puterea pe care a avut-o vechea termocentrală Mintia înainte. Ne bucură faptul că cei care au cumpărat Mass Global Energy, care a cumpărat termocentrala Mintia, iată că n-au demolat-o, iată că n-au trimis la ferul vechi, cum se vorbea că au cumpărat-o, o vând la ferul vechi și este gata. Pot să meargă cei care foloseau presa și televiziunile ca un mijloc de atac asupra mea, pot să meargă să vadă că de la termocentrala Mintia nu se aruncă acid pe o conductă, zic ei, subterană, care are legătură cu Mureșul, ce tâmpenie pot vorbi, pot să meargă să vadă că cele 5 turbine sunt neatinse, netăiate, sigur că nu mă interesează pe mine că după ce va fi pusă în funcțiune noua centrală, care va avea 1740 de megawatts, ce vor face cu vechea. Este treaba lor. Compania Mass Global Energy vă mulțumește pentru încredere acordat și pentru disponibilitatea dumneavoastră de a ne fi alături în acest moment atât de important pentru locuitorii județului Hunedoara și nu numai. Într-o vreme în care oamenii din jurul nostru s-au decis să distrugă, noi ne-am hotărât să construim. Când unii spune că în România nu se poate, noi arătăm că promisiunile făcute pot și trebuie să fie duse la îndeplinire. Compania Mass Global Energy derulează la termocentrala Mintia unul dintre cele mai importante proiecte de investiții în valoare de 1,4 miliarde de euro. Proiectul aflat deja în derulare vizează realizarea unei centrale electrice pe gaz care va asigura un aport important de energie pentru sistemul energetic național. La Mintia au ajuns deja primele două turbine și echipamentele aferente și se estimează că prima turbină va fi pusă în funcțiune în vara anului viitor.